depinde de codul vestimentar. Dacă nu e foarte restrictiv, îl urmăresc. Prefer să fiu lejer. Iar la un date? Normal, adică... Aș fi îmbrăcat în preot, de exemplu, să scot omul din schema logică. Probabil sună clișeu, dar trebuie să fii tu. Cum te simți tu, lejer, ca să nu... Calea cea mai ușoară, bănuiesc că e cea mai bună. Tricou fără burtă. Eventual cămașă, e mișto, adică tricourile mi se pare că se poartă până la o anumită oră din zi, după care trebuie să treci la cămașă. Ce nu ar trebui să aibă ar fi pantalonii foarte mulați pe trup, ăștia așa, care se duc în zona asta de balerin, când probabil nu prea ești. Ce ar mai trebui? Nu știu, o încălțăminte mișto. Da, nu din asta de neapărat obligatorie, acum să poartă cu tare și toată lumea. Nu, pur și simplu, o încălțăminte mișto. Și chiloți. Nu tanga. Cu buline am înțeles că se poartă. Ștrampi. Cu la mână să mâneca, știi? Așa? Atâta știu. Sau când o ții, nu mai ții minte. Îmi pare rău, cred că ați ales persoana greșită pentru întrebările. Chiar nu știu, dar sunt un prieten, evident. Cred că nu se poartă șosete albe la pantofi negri. Asta cred că știu. Deși văd că e mare modă în America acum să porți șosete la șlapi. Ăștia, cineva de aici, de pe vremuri, de pe la bârgaie, o trimis poze și o să ia, bă, uite, chiar nu-i rău ideea. Bănuiesc că ceasul. Sau o femeie mișto. Aoleu, ce bunit e asta. Da, mă, știi, accesorii nu prea-ți fac. Adică sunt uneori. Eu port acum, de exemplu, o brățară pe care am cumpărat-o de la Fina. Și, na, mai port, mai îmi plac. Câteodată mai port, câteodată nu port. Ceasul mi se pare mișto. Că mi-am pus logo și vreau să mă laud cu mine. Una pe zi. Diferită. Pe măsura cămășilor, vestelor, pantalonilor. Mă, nu poți să porți una peste tot. Mai ales dacă ai și călcătura ca și mine. Trebuie să schimbi repede. Da, multe, sincer. 30. Minim. Bune. Întâi să arate bine. Principiul, bă, dacă îmi place, l-aș purta așa. Nu mă interesează neapărat firma, nu port firme, nu port branduri că nu-mi plac, mi se pare redundant. Doar că la anumite companii care sunt, ai zice, de firmă, materialele textile sunt mai bune decât la altele. Știi, adică apreciez firmele la care dai 39 de lei pe un tricou, doar că la a doua spălare îl poți transforma tricou în cârpă de șters praful. Ori la astea alte pe care dai 150 de lei de tricou, îți rezistă și vreo 7-8-9 spălări. Asta e diferența dintre firmă și non-brand. Cam fi în primul rând. Doar că am constatat că poți să fii și stylish și cam fi. Adică confortabil pentru mine, de exemplu, în momentul de față este un pantalon de stop, nu de stop, un pantalon cu un pantof, cămașă și vestă. Ăsta e outfit-ul care îmi place cel mai mult, pe care îl abordez de cel mai multe ori.